Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Da, a sosit Cătălin, e singur și a lăsat fluturii în birou. Bine ai venit la rațiunea zilei, Cătălin. Te referi la doamna cu fluturii din Berlin? Doamna cu fluturii din Berlin, da. Ți-ai imaginat vreodată că există pe pământul ăsta cineva care este la plimbare într-un oraș cu fluturii după el? Nu, dar am văzut aici la București când a venit expoziția de fluturi. Știi că a fost la Antipa o expoziție cu fluturi? Vii? Vii, da. Genial, genial. Mai trăiește cineva și prin Antipa aia. Da, și la un dat intrai într-o seră care era plină de fluturi, doamne, erau atât de frumoși sunt unii dintre ei. Dar uite, eu nu știam că cel mai mare fluture din lume e o molie, de fapt. Da. E undercover, așa. Îți mănâncă cojoacele de blană aia cu totul, ține aia. Da. Da, am văzut lucruri frumoase și într-o zi m-am bucurat tare mult la țară când am văzut un fluture, că aici între blocuri, între astea nu mai vezi. Nu prea fluture. Sunt, nu prea mai sunt, nu prea mai vedeai altă dată. Da. Dar... Și m-am dus pe un câmp și am văzut doi fluturi de aia albi, ca în copilărie, știi? Aia de varză, cum se spune. Nu știu, fluturi de varză, habar n-am. Da, vin și mănâncă varză. Da? Așa zicea bunica mea odată. A, lungă fluturii radule. Poate îmi confirmă vreun ascultător Europa FM care e mai priceput în domeniul ăsta. Astăzi... Drăguț, oricum, uite, fluturi, poezii, cărți. Cărți. Astăzi am o carte. Eu aș zice că este evenimentul editorial al anului 2021. Se petrece aici, în România. Păstrează-ți ideea. Da, vă rog. Rațiunea zilei cu Cătălin Striblea. Astăzi ne-am hotărât să vă prezentăm o carte, mai avem nevoie și de asta și mai avem nevoie și de învățăturile altor oameni. De câteva zile a apărut în librăriile din România un volum de la Humanitas, de la editura Humanitas. Este vorba de cartea autobiografică a unei doamne care astăzi se numește Suleica Jaud, are peste 30 de ani. Cartea se numește Între două lumi și este una dintre cele mai bine vândute cărți din Statele Unite în ultimii ani. De altfel, Suleica Jaud este o celebritate, dar probabil, nu probabil, cu siguranță ar fi dat orice pe lume ca să nu fie celebră. Pentru că această carte este povestea ei când, la 22 de ani, s-a îmbolnăvit, a descoperit că este bolnavă de cancer, o leucemie foarte complicată și cartea descrie drumul ei către vindecare. Cu greu să vă povestesc despre acest lucru. Povestea este întru totul adevărată, e o poveste a suferinței, a dramei, a cunoașterii de sine, a prieteniilor care se pierd, pentru că ea spune la un moment dat cea mai mare dramă pe care poți să o trăiești nu e că te îmbolnăvești, că tu speri tot timpul că vei fi bine, ci faptul că lângă tine, de lângă tine pleacă prieteni care sigur trebuie să-și vadă cumva de viața lor, faptul că iubirea pe care o ai merge doar până la un punct, suferința părinților care sunt lângă tine este la fel de mare, astea sunt lucruri absolut dureroase. Cartea este scrisă fantastic, ea este foarte, foarte talentată și descrie modul în care descoperă, dar și tratamentele chinuitoare din spital, deși beneficia de tratamente de top, descrie toate acele stări despre care noi uneori auzim așa doar în filme sau de departe. Puteți să aflați exact ce se întâmplă în mintea unui om care este bolnav. Eu am stat de vorbă cu Suleica Jaud săptămânile astea. În curând pe pagina noastră de Facebook și pe internet va fi un interviu cu ea. Pe 3 noiembrie este lansarea în direct pe site-ul Humanitas, dar aș vrea să ascultați câteva fragmente din acest interviu. Am întrebat-o la un moment dat cum e să afli la 22 de ani că ești foarte bolnav și că mai ai 35% șanse de supraviețuire. Și ăsta e primul ei răspuns. You know, I think it was at first
Of course, terrifying. Era înfricoșător și devastator la început. Și ce a ieșit în evidență a fost senzația că nu am reușit să contribui cu ceva lumii, ceva de care să fiu mândră. La 22 de ani mă pregăteam pentru viața de adult. Am mers la colegiu și am lucrat din greu ca să-mi asigur șansa la tipul de carieră pe care l-aș vrea, sau doar să-mi dau timpul necesar ca să explorez și să călătoresc și să-mi dau seama cine sunt eu. Cu șansa aia de 35%, am realizat faptul că timpul nu este infinit și că dacă există lucruri pe care vrei să le faci și sunt persoane pe care vrei să le întâlnești, atunci trebuie să o faci acum. Într-un fel ciudat, realizarea asta a fost destul de motivațională pentru mine. De exemplu, să scriu a fost ceva ce mereu am iubit să fac. Ea e Suleika Jaud, autoarea poveștii autobiografice Între două lumi. Ți-am spus că e celebră în Statele Unite și... E o carte care îți poate da puterea să mergi mai departe chiar dacă te confrunți cu o situație de genul ăsta. Să știi că ea asta face, așa a devenit celebră. Ea n-a scris cartea asta după ce a trecut prin boală. S-a întâmplat în felul următor, fiind foarte bolnavă și când spun asta nu exagerez cu nimic, foarte bolnavă în spital, aproape negăștindu-și puterea în chimioterapie, se apucă și ține un blog. A zis, e salvarea pentru mintea mea. Blogul începe să fie citit de mii și mii și zeci de mii de oameni. Oameni care fie au trecut prin boală, fie erau bolnavi, părinții, rudele acestora. Primește un val de scrisori. Oamenii se îndreaptă către ea, o caută. Încep să-și împărtășească experiențele. Unul dintre cele mai importante ziare americane, New York Times, se prinde de faptul că e ceva acolo și face o propunere să țină blogul acesta New York Times. Și să scrie acolo o serie de povestiri. Ca să aibă mai mult acces la exact, povestea. Ca să aibă mai mult acces. Și deodată, bolnavă fiind, ia capăt o celebritate națională. Pentru că mii de oameni au venit către ea ca un om care le dă speranță. Și un motiv puternic pentru a continua ea lupta cu boala și... Am întrebat-o, ea a fost supusă unui tratament experimental, s-a vindecat și am întrebat-o, doamne, vindecarea, după ce te vindeci, viața e mai bună, e mai spectaculoasă, știi cum se spune? Că după furtună vine soarele și așa mai departe. Aș vrea să ascult răspunsul ei. I don't think, you know, healing happens. Nu cred că vindecarea este un proces liniar și nu cred că are sfârșit. Mă vindec în fiecare zi și mi-înțeleg boala în feluri noi. Și aplic cunoștințele astea asupra noului meu mod de viață. Oricât de mult ne-am dorit ca experiențele să aibă un început și un final clare, nu așa se întâmplă în viață. Ne luptăm tot timpul cu lucruri din trecut. Și cred că una dintre revelațiile din carte, dar și din călătoria aceea pe care am făcut-o cu câinele meu prin Statele Unite, este că nu reușim să mergem mai departe de părțile cele mai dureroase ale trecutului nostru. From the most painful parts of our past. We can't... Nu putem să le punem într-o cutie și să le lăsăm în urmă. Dar trebuie să învățăm să mergem mai departe cu experiențele astea din trecut și să le integrăm în prezentul nostru. Suleika Jaud, autoarea cărții Între două lumi, apărută la Humanitas, pe care o găsiți în toate librăriile din România. Cu siguranță, și vă recomand acest lucru, una dintre marile cărți ale acestei lumi, una care o să ne ajute să ne înțelegem mai bine. Mai povestim la Europa FM și o să difuzăm și interviul integral în aceste zile cu autoarea din Statele Unite. O rațiune a zilei un pic mai altfel astăzi, însă îți mulțumim, Cătălin, pentru intervenția ta. O zi bună tuturor, mai departe cu Europa FM. La Europa FM am învățat să spunem ce simțim. Am învățat ce contează. Ne-am unit vocile. Pentru noi, tu ești vocea care contează. Împreună suntem Europa FM.